Din nou în direct, de la începutul anului, Laura Codruța Chioveși clădește așa cărămiduță cu cărămiduță la un soclu pentru o statuie mare de procuror european. Își dă știrile pe care apoi le confirmă la nici jumătate de oră, că a sesizat la CEDO, pune avocata să spună că într-adevăr CEDO deja a acceptat această plângere pentru nedreptățirea Laurei Codruța Chioveși în fața Curții Constituționale, care nu e instanță, dar nu mai are nicio importanță. Și apoi lucrurile, ați văzut cum se construiesc așa frumos, frumos, frumos pentru un piedestal. Vin reacții politice, vine domnul Cioloș și spune, eu o voi susține. N-are cum, dar o va susține, cine știe ce pârghii va folosi. PNL anunță că europarlamentarii vor vota pentru Laura Codruța Chioveși, doar că vin loviturile din țară pentru soclul Laurei Codruța Chioveși, care are 18 dosare în care este înregistrat numele său la secția de investigare a magistraților. 18. Nu știm ce va rămâne din ele dacă începe urmărirea in personam, dar iată răspunsul oficial, răspunsul secției de pentru urmărirea magistraților, da, infracțiunile din justiție, din parchetul general. Urmare solicitării dumneavoastră, din 6 februarie, având ca obiect cererea formulată în temeiul legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă facem cunoscut următoarele. Referitor la persoana care face obiectul interesului dumneavoastră, respectiv Laura Codruța Chioveși, în calitate de procuror, la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte, sunt înregistrate un număr de 18 dosare, doamnelor și domnilor. 18 dosare. Laura Codruța Chioveși, care este în acest moment curtată, lăudată și se ignoră pe cât posibil faptul că ea a plecat din funcție în urma unei decizii a Curții Constituționale, care de asemenea constatase curtea încălcări din partea Laurei Codruța Chioveși a Constituției, ale Constituției, încălcările. În acest context aflăm că sunt 18 dosare în care apare numele Laurei Codruța Chioveși. În plus, în tot acest context, două lovituri mai vin pentru Laura Codruța Chioveși. Din DNA pleacă încă unul dintre oamenii săi de bază, vorbim de procurorul Gheorghe Popovici, iar la secția pentru investigarea magistraților sunt în lucru, și cine știe ce surprize am putea să avem în zilele următoare, sunt în lucru aceste 18 dosare. Sebastian Ghiță, aflăm astăzi că a fost audiat prin videoconferință din Serbia, clar el făcând plângere în dosare în care apare numele Laurei Codruța Chioveși. Și Corina Matlinski ne dă detalii. Corina? Domnilor și domnilor, aflat în Serbia, Sebastian Ghiță a dat primele declarații la secția de investigare a magistraților. 4 ore a fost audiat prin videoconferință în dosarele deschise și ca urmare a plângerilor făcute chiar de el. Vorbim în primul rând de dosare în care sunt cercetați cei de la DNA Ploiești, dosare în care fostul procuror șef Lucian Onea, dar și procurorul Mircea Neculescu sunt anchetați, printre altele, pentru constituire de grup infracțional organizat și cercetare abuzivă. Structură teritorială a DNA, care a făcut lui Sebastian Ghiță 5 dosare penale, în 2 dintre aceste dosare fiind deja achitat în primă instanță. În al doilea rând, vorbim și despre dosarul deschis la secția de investigare a magistraților, chiar ca urmare a plângerii făcute la finalul anului trecut de către Sebastian Ghiță, un dosar în care este vizată fosta șefă DNA, Laura Codruța Chioveși, și unul dintre cele 18 dosare despre care vorbeai, o plângere în care spunea fostul deputat că i-ar fi cerut bani Laura Codruța Chioveși pentru a-l aduce în țară pe fostul director FNI, Nicolae Popa. Spunea de altfel Sebastian Ghiță, care și dovezi în acest sens, pe care le-a și trimis la secția de investigare a magistraților. O primă declarație, vă spuneam, pentru că, afirmă surse din anchetă, aceste 4 ore nu sunt suficiente pentru ca Sebastian Ghiță să spună tot ceea ce știe și o să mai fie audiat tot prin videoconferință din Serbia, acolo unde a obținut azil politic. Da, este în Serbia, Sebastian Ghiță. Dosarele se mulțesc în țară, nu? 18. Nu mă așteptam la 18, domnule Ciubică. Nici eu. 1-8, așa repet, multe. Că poate n-am dicție suficient. 18. E bine. Oficial? Da. Nu știu ce rămâne de aici. Da, înțeleg că sunt plângeri înregistrate și, mă rog, se deschide un dosar. Nu știu dacă toate cât de consistente sunt, dar sunt câteva.
de care am vorbit pe aici, de plângeri care au fundament, adică nu sunt plângeri făcute așa că este cineva supărat. Dar să vedem, acum partea cu Ghiță, sigur că poate să vorbească 4 ore în videoconferință, poate să vorbească și 8 ore. Eu zic că dacă dădea o poză două, cu care, pe care le tot flutura lui Cristoiu prin fața ochilor, o poză două a rezolvat mai mult decât teleconferințele lui. Nu zic că teleconferințele să nu le facă cu procurorii. Important e că există un procuror care vrea să audieze că ultimele dăți nu ieșea tehnic. Nu prindeau cu Serbia. Nu. Dar, repet, dacă el chiar vrea să facă o chestie utilă, ar fi să prezinte fotografiile sau filmulețele cu Chioveși la paranghediile organizate la de el. Dar penale, deci nu folosesc la dosarele penale. Nu e vorba de penale, e vorba așa în general. Pe de altă parte, eu mi-aș dori mult ca doamna Chioveși să fie numită la asta. Sigur că asta va implica o lărgire a stalinismului. Ați văzut că cerea domnul Soros azi. Le-a scris o scrisoare, le-a spus să ciumecilor ăsta de mai plătește el pe la Bruxelles, că sunt niște molâi, niște fraieri, să pună mâna și să se apuce de treabă, că pierd alegerile și s-au ras pe bode asta. I-a certat Soros de a făcut pe dumneavoastră, în mod special, domnul Vintilă, pe popularii europeni i-a certat domnul Soros. Aspru. Este aspru, dar sever, domnul Soros și dumneavoastră. E, în contextul ăsta, să o aleagă pe Chioveși și procuroare, după care să vină ăștia de aici, procurorii români, cu de-asta de inculpare pentru Chioveși. Și să se facă ea scut cumva împotriva justiției. Mi-ar plăcea foarte mult un astfel de eveniment european. Dar să așteptăm până atunci. De plângeri aflăm astăzi, nu? Da, da, 18 e răspuns oficial. Anticipez că doamna Chioveși va fi procuror la curtea asta europeană, cum se cheamă. Cu dosare eventual în persoană mai aici? Și mai anticipă ceva, că rata de absorpție a fondurilor pentru România după ce domnia sa va fi numită, va fi zero. Unul dintre... E mult peste zero. 1, 2, cât e acolo? Mai 26. Eu nu văd, 26. Nu văd un minister să aibă curajul să acceseze fondurile europene. Deci acum ai 26, 26% în medie europeană. Trebuie să spunem totuși chestiunea asta, că doamna Chioveși, dacă se duce acolo, ceea ce mi-aduc aminte ca memoria încă bună, eu și domnul Chiriac spuneam acum un an de zile chestiunea asta și nu ne credea nimeni, doamna va merge acolo, dar nu va ancheta politicieni din România, decât dacă ei vor avea legătură cu fondurile europene. Mm. Că auzeam la un post de radio concurent, cum s-ar zice, că, domne, ce teamă le va fi politicieni din România, că ce vor fi alergați doamna Chioveși, că acum va avea și mai mare forță. Păi nu prea are legătură cu povestea, da? În fine, o să aresteze toată Europa, doamna Chioveși. Asta e viața. Ok, acum aș vrea și o scurtă intervenție, că v-am auzit cu cele 18 dosare. Nu sunt dosare. Sunt niște plângeri. Sunt niște plângeri penale. Nu știu, cred că facem sunt înregistrate un număr, e răspuns oficial. Okay. Sunt referitor la persoană, sunt înregistrate un număr de 18 dosare. Noi am venit cu această explicație. Pentru doamna Chioveși și nu sunt dosare în opinia colegului de la PNL. Așa zice secția român. Nu, n-am spus niciodată lucrul ăsta. Dar haideți să fim consecvenți în ceea ce spunem, adică cât timp pentru un politician, cât timp pentru un politician orice român, și așa cum e normal. Au avut dosare și au fost numiți penali. Doar ideea. Doamna Chioveși și zeița nu, doamne, justiției, zeița pentru că nu m-a ascultat până la capăt și poate nu m-ați ascultat niciodată. Nu are dosare. Da. Deci, orice român, politician sau nu, orice român, până este considerat vinovat de instanță, este nevinovat. Asta este principiul fundamental sunt al statului de drept și al justiției funcționale. Să zicem, dar are sau dă și contra pe cei din Partidul Național Liberal, având o astfel de atitudine, vă rog frumos, discutați atunci cu mine, când că eu sunt colegi de-ai noștri din ALDE, din PSD, din Coaliția de Guvernare, discutați au fost cercetați și trimiși în judecată. La ceea ce spun eu. Exact principiul ăsta pentru pe care îl apărăm și îl apără multă lume, da? Trebuie să se aplice și în cazul doamnei Laura Cosea Chioveși. Mai mult decât atât. PNL. Aș vedea totuși, ar fi o ironie a sorții până la urmă ca dumneavoastră, coaliția majoritară, să vă luptați 2 ani de zile, să o dați jos pe Laura Cosea Chioveși de la greșit, DNA luptat, ca, să ajungă, ca să ajungă la parchetul. De păi cine a văzut că s-a luptat în coaliție? Păi. V-ați luptat, am auzit. Nu îmi spuneți că, luptat? Că nu v-ați luptat, cel puțin declarativ, dacă nu altfel. Da. Unde? Cine a
Să nu, să nu-mi spuneți acum că nu, nu, că, nu că ați fost un fan al Laurei Cuța Căveși, cât a fost în mandat. Da, a fost revocată de președintele dumneavoastră, domnul contrazis de foarte multe ori. Și cum ne-am contrazis? Am cerut noi, era un obiectivul nostru. Ați văzut în programul de guvernare ceva legat de Căveși? Deci nu puteți să-mi spuneți, domnule Nicolae, că n-ați cerut niciodată în mod public ca Laura Cuța Căveși să fie demisă. Că nu i-a cerut niciodată Dorel Toader să facă demersul că ea să fie demisă. Nu, eu nu i-am cerut. Eu cred că n-avea ce căuta în acel post. Eu cred că Lazăr este o mare rușine pentru Ministerul Public, în funcția în care este. Dar asta nu înseamnă că PSD-ul se luptă pentru simplu motiv că noi am făcut legile care nu permit politicienilor să se bage. Mare rușine, în așa ceva. Nu peneliștii. Ca să vă spun ceva. Deci, ăia e dumneavoastră, cu Macovei în frunte, cu Băsescu în frunte, nu nici cu Macovei, sunt cei nici cu care eu, au pus nici din nimeni PNL. Dar justiția. Merg, nu noi. Merg noi suntem cei care am scos politica. Și acum, ceea ce face Dorel Toader nu e tot o luptă. Eu aș vrea ca doamna Chiovești, exact cum spune domnul Pieleanu, să ajungă acolo. Mă duc să-mi iau șervețele să plâng de mila Laurei Codruța Căveși. V-am auzit și eu pe dumneavoastră de la PNL zicând că prezumția de nevinovăție. Când ziceam noi de prezumția de nevinovăție, ziceați penalii, penali în general, nu dumneavoastră în special. Păi nu țineți minte că Tăricianu n-a avut ce căuta la ziua națională. Sunt perfect de acord, noi am tot zis cu prezumția de nevinovăție și cu porcăria, cu penalii. Dar ce facem? Trimitem un procuror penal? O penală? Trimitem un procuror care a fost evaluat de foarte multe organisme care evaluează la nivelul Uniunii Europene. L-ați auzit pe președinte, a fost considerată pe cea mai bună, penalii, cea mai bună la nivel european ca să ocupe această funcție. Deci noi ca români ar trebui să o susținem. Cu aceeași măsură. Deci organismele încurajează penalii din România. Păi fără penalii în funcții publice la Bruxelles, ce facem? Cum faceți cu petiția? Păi nu ia domnului Vintil, ce aveți cu el? Nu este nimeni penal. Cineva care are plângere penală. Aici nu știu ca să mă băgați niște capcane pe care eu nu le susțin niciodată. Nu e... Haideți să nu discutăm. Acum ne mai luăm din asta. Dacă vreți să vorbim. Dacă nu, ok. Păi eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ori nu sunt penal niciunii când au... Tăricianu-i penal. Avem ația penali. Păi și atunci președintele ce nu i-a chemat la 1 decembrie pe Dragnea și Tăricianu? Că erau penali. Anul trecut. Dacă vreți, eu fac o distinție aici. Nici nu erau condamnați. Dacă vreți, eu fac o distinție aici pe care o consider Tăricianu importantă. Un om politic sau un om din administrație, în momentul în care este cercetat penal pe un lucru care ține de funcția lui, ar putea face un gest să se retragă. Nu înseamnă că e vinovat, nu înseamnă că ar putea face un gest să retragă. Aia e o discuție. Dar ea de ce nu? Atunci pentru că nu știu eu din dosarele ca unul să fie instrumentat, să aibă să fie urmărire penală, să fie trimis în judecată. Avem doar acum 18 plângeri penale a unor oameni care s-au considerat probabil nedreptățiți de ce au făcut la un moment dat procurorii. Iertați-mă că nu sunt plângeri penale sau păi dosare? Nu știu ce sunt. Că... Dosare, a zis 8. A zis dosare. Noi am presupus că nu o fi început în persoană, că nu ne-a anunțat. Dar am prins ce aveți acolo, nu mai mult. Zice, pe referitor la persoană, la secție, sunt înregistrate 18 dosare. Așa scrie. Știm să citim cu toții, nu? Deci cum e? E penală sau nu e penală? Acum am aflat și eu. Păi cum? Că dați dimineață-i știrea, a rupt televizoarele. Fost eu atent la știre atunci, ok. Unde au plecat procurorii ăștia Popovici? Unde pleacă oamenii, doamne? La Tulcea. Să-i vâneze cormorani. Da. Cormorani sunt? Păi dar sunt cormorani la Tulcea, sigur că. Cât ori mai fi? Sunt mulți, ce mă surprinde. Asta e mare lovitură că... Pleacă. Păi nu că pleacă, că îl dă afară pe ăsta, interimarul. Lazăr era să zic. Interimarul e destul de hotărât. Când v-am spus de procurorul Călin Nistor că este altceva, dumneavoastră, nu și nu, domnul Ciubic. Oamenii răi. Eu apreciez faptele, dar domnul Nistor are și el petele lui când din urmă. Când v-am spus că, dar faptul că s-a dat deoparte și n-a acceptat ordinele și abuzurile, și s-a dat deoparte în DNA și era o opinie separată. M-ați certat îngrozitor la televizor. Nu v-ați certat. M-ați certat. Încercam să vă spun că mă surprinde foarte mult și nu pot să nu mă întreb de unde totuși această susținere pentru Laura Codruța Căveși și pentru... Am înțeles și eu că din Germania, am înțeles și că din Franța, că am înțeles că ceilalți doi contracandidați ai doamnei Laura Codruța Căveși și pe surse am înțeles că s-ar retrage pentru a-i lăsa drum liber doamnei. Eu mă întrebam de unde atâta susținere din exterior pentru un om,
un procuror, un angajat al unei instituții publice care a încălcat în România Constituția României. Pentru că Laura Codruța Chioveși n-a fost sancționată așa oarecum disciplinar, că a săvârșit ea nu știu ce abatere disciplinară. Laura Codruța Chioveși a fost revocată de președintele României în urma unei decizii a Curții Constituționale care a constatat un conflict juridic de natură constituțională. Și s-a întâmplat acest lucru, ne aducem aminte că Tudorel Toader, ministrul Justiției, a prezentat acel raport, ne aducem toți aminte, că a prezentat acel raport devastator prin care a arătat câte lucruri nelegale a făcut doamna Laura Codruța Chioveși și că a încălcat în nu știu câte rânduri Constituția României. Vorbim de legea fundamentală a țării. Pentru asta, acest lucru a determinat revocarea doamnei Chioveși. Și uitați-vă că ea, fiind sancționată atât de grav în România, ea este susținută la această oră din exterior. Nu, vreau doar și să ce mă surprinde, dacă îmi dai voie, Șabana, ce mă surprinde, ce mă mai surprinde, un fapt extrem, extrem de grav. Să ajungi la CEDO cu o cerere pe care toți juriștii o calificau de pe scaun ca inadmisibilă, să ajungi tu la CEDO, procurorul șef al DNA, care ai fost schimbat, ai fost revocat de președinte, obligat fiind președintele, printr-o decizie a Curții Constituționale, care nu mai poate fi atacată, nu are cale de atac această decizie, să ajungi la CEDO și tu, pentru tine, cei de la CEDO să trimită în procedură de urgență și să solicite autorităților din România explicații cu privire la această plângere a doamnei Chioveși, în timp ce alți oameni care sunt victime ale acestor torționari stau bine mersi de ani de zile, dar efectiv de ani de zile cu plângeri înregistrate la CEDO, și nu le spune nimeni nimic. Mă întreb, oare doamna Rarinca? Ne amintim toți cum a fost executată de doamna Chioveși și de partenera de nădejde a DNA-ului, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. De cât timp așteaptă doamna Rarinca să-i dea CEDO o soluție pentru plângerea pe care a făcut-o, pentru modul în care a fost judecată în mod nelegal de justiția din România?